Florin Vlaicu a fost cooptat în cadrul asociației ca manager tehnic, venind cu un bagaj uriaș. Acești copii trebuie să se revadă în anumiți idoli, formatori de caractere. Din păcate, societatea noastră este formată mai mult pe influencer, dar adevărații influencer sunt foștii sportivi, mai ales în materie de sport, și dacă Florin Vlaicu nu reprezintă un asemenea exemplu, nu știu cine ar putea să reprezinte. Este cel mai selecționat jucător din istoria naționalei și în același timp cel mai bun marcator din toate timpurile. Este o provocare pentru mine, pentru că e prima oară când lucrez cu copii. Până acum n-am avut oportunitatea asta și este ca un challenge. Când ați primit eseu sau s-a scăpat balonul, veniți înapoi în mijloc și vă apărați la cealaltă echipă. Îmi place chestia asta și vreau să putem să mergem mai departe și să facem ca acest copil să se dezvolte frumos și să putem să avem un rugby pe viitor pentru România și echipa națională. Cred că așa ar trebui să fie în majoritatea regiunilor țării, să fie cât o asociație, cât un club care să promoveze rugby-ul și să facă lucruri pentru rugby. Dat fiindcă Florin este cel mai prolific marcator de puncte din istoria României, ne bucurăm că a reușit să facă parte de tehnică individuală cu copiii noștri. Sperăm că aceștia să fie învățat cât mai multe de la el. Lucrați la pase, lucrați la decizie, comunicare. Încercăm să furăm și noi cât se poate. Sperăm că șutorii noștri să se obișnuiască cu loviturile învățate de la Florin. Mi s-a părut foarte interesant antrenamentul. Florin Vlaicu e cam primul jucător care chiar mi-a plăcut la rugby. Mă simt mai bine venit aici și mai în largul meu și nu trebuie să mă comport diferit numai ca să fiu acceptat. Inclusiv antrenorii sunt niște antrenori care mereu au bună dispoziție să te ajute să înveți, să nu te certe, să nu vorbească urât cu tine și mereu caută un scop să te ajute să devii versiunea cea mai bună. Sunt încântat să mă alătur asociației, le mulțumesc pe această cale și sper să facem niște lucruri foarte frumoase împreună în viitor.